Credincioșii parohiei Dealul Mare din protopopiatul Dorohoi au îmbrăcat haine de sărbătoare duminică, 24 septembrie. În pofida vremii reci și ploioase, zeci de credincioși au luat parte la slujba de sfințire a noii biserici, urmată de Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Slujba a fost oficiată de Înalpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, alături de un sobor de preoți și diaconi. Se sfințește biserica aceasta cu hramul Sfântul Proroc Ilie, cu harul Preasfântului și de viață Făcătorului Duh, prin stropire cu apă sfințită și ungerea cu Sfântul și Marele Mir, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. După citirea pericopei evanghelice a zilei, Înalpreasfințitul Părinte a adresat celor prezenți un scurt cuvânt de învățătură. La întrebarea ce este biserica, de asemenea, răspunsul des întâlnit, biserica este o corabie în care intră oamenii ca să poată să călătorească pe furtuna acestei vieți. Și cum o corabie pentru a călători trebuie să fie înzestrată, dotată cu cele necesare călătoriei, așa și biserica este dotată, înzestrată cu zidurile ei, cu icoanele ei, cu toate cele care sunt podoaba ei din lăuntru sau din afară. Înainte ca o corabie să fie lansată la apă, ea este pregătită pentru momente de cumpănă, cum vedeți că și biserica sfințită astăzi este ca o lansare la apă a corabiei. O lansare a corăbiei numită biserica prin sfințirea ei cu Sfântul și Marele Mir, cu rugăciunile pe care le-ați auzit rostindu-se, cu grija în mod deosebit pentru Sfântul Altar, pentru Sfânta Masă, pentru toate cele care sunt acolo, pentru că Sfântul Altar este partea cea mai importantă a corăbiei. Lăcașul de cult, ocrotit de Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul, a fost ridicat între anii 2006-2016. Pentru efortul depus la zidirea și înfrumusețarea acestuia, părintele paroh Ștefan Ionuța Petrei a fost ridicat la rangul de iconom stavrofor purtător de cruce.